Vremea se schimbă radical începând de weekendul acesta, când un val de aer rece va cuprinde toată țara. În capitală, temperaturile scad chiar și cu 10 grade de sâmbătă până duminică. Prognoza completă de la ANM vine de la Mihai Timu, meteorolog de serviciu în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie. Vă mulțumesc, domnule Timu! Bună ziua și noi. Într-adevăr, lucrurile se schimbă. Astăzi, totuși, vom avea o vreme plăcută în mare parte din țară, mai ales în sud și est, valori în jurul la 20-22 de grade. Mâine, într-adevăr, scad temperaturile în Maramureș, nordul Transilvaniei, al Moldovei, acolo maxime de 12-14 grade față de astăzi, dar încă va rămâne o vreme deosebit de caldă mâine în jumătatea de sud a țării, cu precădere Oltenia-Muntenia, unde să înregistrăm frecvent la amiază mâine 22-23 de grade în condițiile unui cer destul de degajat, în timp ce în restul teritoriului mâine, în jumătatea de nord a țării, în orări și pe arii restrânse ploi slabe, urmând ca în orările și aceste ploi slabe pe spații mici să se mute mâine noapte în jumătatea de sud a teritoriului. Practic vorbim de un front atmosferic rece în spatele căruia va pătrunde o masă de aer polar. Acest lucru o vom resimți duminică, când scăderea de temperatură va fi în toată țara, maxime doar de la 6-7 grade în depresiunile din nord-estul Transilvaniei sau nordul Moldovei, până spre 13 grade, cel mai probabil în zona Banatului, urmând ca și noaptea de duminică spre luni temperaturii negative, mai ales în nord-centru, nord-est, spre minus 4-5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, urmând ca și în capitală se simte această răcire, dacă mâine vom avea spre 22 de grade, duminică, la orele prânzului să nu registrăm mai mult de 11-12 grade. Și aș mai atrage atenția asupra vântului, pentru că așa se întâmplă pe măsură ce va pătrunde acel aer mai rece, vor apărea și intensificările de vânt mâine în zona Moldovei, iar mâine noapte aceste intensificări se vor muta și pe partea de sud a țării, vom avea viteze local 55 până la 60 de kilometri la oră, iar în zona montană înaltă chiar și viteze de 70-90 de kilometri la oră. Am văzut că ANM a emis și prognoza pentru următoarele săptămâni. Zilele acestea vremea ne-a resfățat cu temperaturi de 20 de grade Celsius, poate și peste. Intrăm în normalul perioadei odată cu începutul lui noiembrie? Da, așa se va întâmpla. E adevărat că săptămâna viitoare, de exemplu, vor fi variații 2-3 grade în plus, 2-3 grade minus de la o zi la alta în mare parte din țară, dar în general, să spunem așa, în majoritatea zonelor săptămâna viitoare, cel puțin pe timpul zilei, să înregistrăm valori apropiate sau ușor sub normalul perioadei, adică maxime în general între 10 și 15 grade, dar vom avea câteva nopți destul de reci, cum spuneam, cu temperaturi negative, mai ales în Maramureș, Transilvania, Moldova, pe arii restrânse și în restul teritoriului, chiar și în capitală, în zona periurbană, o să avem câteva nopți cu temperaturi în jurul la 0 grade Celsius, dar este firesc că acum ne îndreptăm spre din ce în ce mai mult spre sezonul rece și media temperaturilor, atât a maximelor cât și a minimelor, este de scădere treptată. Vă mulțumesc foarte mult!